Luca 17 cu 11. Urmează să citim cel mai important text din întreaga Biblie. Vă rog, cei ce aveți Scriptura, să fiți darnici și să o împărțiți cu cei necăjiți, care nu o au, cu cei săraci, noi cei bogați, trebuie ceea ce avem să împărțim cu cei mai necăjiți de lângă noi. Vă rog să ascultați glasul păstorului și să ne îngrijim de oile necăjite, care nu au Scriptură și să le facem favorul acesta. Deci să citim cu respect și cu dragoste Cuvântul Sfânt. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intrau într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă prioților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritian. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Erau 10 leproși care au format un cor al leproșilor și când au văzut pe Domnul Iisus Hristos sau când au auzit că Domnul Iisus Hristos trece prin zona lor, au început să strige. Erau 10 și carnea a târnat pe ei. Erau 10 oameni fără nasuri, fără buze, cu degetele ciobite și cântau cântarea deznădejdii. Pentru că atunci când ești lepros, lepra este cea mai teribilă boală posibilă. Însă toți oamenii ăștia, 10 la număr, cântau cântarea deznădejdii, umbrită însă această cântare a deznădejdii de o rază de speranță. Trecea pe acolo Iisus. Și când Iisus Hristos trece printr-un loc și când oamenii hotărăsc să creadă în El, Domnul întotdeauna ascultă, se oprește și face ceva. Trecea Iisus pe acolo și era șansa lor. Însă auziți o chestiune foarte interesantă pe care am găsit-o în textul acesta. Toți erau bolnavi, toți erau leproși. Erau bolnavi, însă nu simțeau absolut nimic. Lepra, atunci când atinge pe un om și îi afectează în final toate țesuturile și toți nervii, omul se îmbolnăvește, dar nu simte nimic. Din cauza aceasta, lepra este o boală foarte periculoasă, din cauza că nu simți. Poți să-ți bagi mâna în foc și să te ardă, nu simți. Poți să te lovești cu ciocanul peste degete, nu simți. Pentru că lepra distruge nervii și țesuturile. Ăștia erau bolnavi, dar nu simțeau nimic. Și mi-a dat Domnul o descoperire foarte importantă, pe care ați primit-o și dumneavoastră. Să știți că durerea nu-i rea. Noi și foarte mulți dintre noi ne ferim de durere. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, durerea nu este rea întotdeauna, ci în majoritatea cazurilor, durerea nu este rea. Pentru că atâta timp cât simți durerea, spune Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că încă mai ești sensibil. Și atâta timp cât simți durerea, încă mai ești sensibil și încă mai există o șansă, slavă lui Dumnezeu. Durerea, în foarte multe cazuri, este o mare binecuvântare. Durerea, în cele mai multe cazuri, este încă o șansă pe care o primim. Însă, spre surprinderea lor, Iisus nu s-a atins de cei 10 leproși. Și asta i-a disperat și mai tare. Și Domnul Iisus Hristos, de la distanță, le-a spus: vă duceți și vă arătați preotului.
Există, frați și surori și stimați ascultători, am găsit pe paginile Sfintelor Scripturi două tipuri de credință. Două tipuri de credință. Și aici aș vrea să rămânem câteva momente în această seară. Prima credință îți face bine, dar nu te mântuiește. A doua credință îți face bine, dar te și mântuiește. Aș vrea să vă spun în această seară că prima credință, credința care îți face bine, dar nu te mântuiește, este o credință defectă. Noi trăim într-o națiune și vă rog, luați-mă pe cuvânt dacă aveți atâta încredere în mine, trăim într-o națiune care are credință, dar credința acestei națiuni per majoritate este defectă. Și auziți cum este credința defectă. Auziți cum este credința defectă. Credința defectă este credința celor 9 leproși care au fost vindecați. Dar nu s-au mai întors la Iisus Hristos să-i mulțumească. Și asta o numesc eu credință defectă. Știți cum este una dintre trăsăturile credinței defecte? Știți care este? Și aș vrea în această seară să îndrăznim, să ne evaluăm credința și să vedem, credem bine sau credem prost. Credem sănătos sau credem greșit sau credem bolnăvicios. Știți cum este credința defectă? Este credința interesului imediat. Și ce s-a întâmplat cu cei 10, cu cei 9 leproși? Au fost vindecați prin credință, într-adevăr, au fost vindecați, însă oamenii aceștia suferiau de credința interesului imediat. Ei nu au suferit numai de boala leprei, ci au suferit și de credința interesului instantaneu. Erau dezinteresați de veșnicie. Ei erau niște materialiști și în momentul când au fost și au vindecați, adică au primit binecuvântarea de la Domnul nostru Iisus Hristos, au făcut o greșeală foarte mare și o greșeală foarte fatală în final, pentru că ei sunt simbolul interesului imediat, ei sunt simbolul materialistului, ei sunt simbolul oportunistului, ei sunt simbolul omului care nu pune absolut deloc accent pe veșnicie, ci doar pe lumea aceasta și pe binecuvântările materiale. În iad, spunea cineva, va rula tot timpul în fața ochilor tăi filmul acesta foarte provocator. Care este filmul acela? Ce puteai fi dacă n-ai fi fost? Ce puteai fi, dar n-ai fost pentru că n-ai avut timp din cauza a ceea ce doreai să ai? Ce puteai fi, dar n-ai reușit să fii din cauza că n-ai avut timp pentru că îți doreai să ai foarte multe lucruri? Credința defectă este o credință oportunistă. Dar știți ce am mai găsit încă o chestiune foarte ciudată la credința asta defectă? Este credința a celor 9. Este credința fără bun simț. Și ce au făcut? După ce au fost vindecați, în loc să se întoarcă și să spună, mulțumesc, Doamne, Tu ești un domn, Tu ești un mare medic, Tu ești Mesia, tu ești prorocul, tu ești medicul medicilor. Se duc toți, după ce și-au primit binecuvântarea și își văd de treaba lor. Toți erau leproși, vă rog să rețineți, toți 10 erau leproși, toți au strigat, toți 10 au avut simțul credinței, dar numai unul dintre ei a avut bunul simț al credinței. Din când în când, noi avem în bisericile Domnului, o dată pe an, serbarea de mulțumire. Însă să știți că noi nu ne putem permite să-i mulțumim lui Dumnezeu doar o dată în an pentru binecuvântările care ni le dă. Amin. Și noi trebuie să avem o credință plină de bun simț. Pentru faptul că Dumnezeu ne binecuvintează în fiecare zi, gloria lui Dumnezeu. Auziți cum o altă trăsătură a credinței defecte este credința care îmbunătățește, dar nu mântuiește. Așa este credința defectă. Cum au avut-o cei 9 leproși.
E credința care îmbunătățește, dar este o credință care nu mântuiește. Și din cauza asta este o credință foarte înșelătoare. Știți? Oamenii aceia, cei 9 leproși, de fapt toți 10, dar vorbesc acum de cei 9, au primit vindecare. Și asta este extraordinar. Slavă Domnului! Amin. Dar știți care a fost problema lor majoră? N-au primit mântuire. Ei au primit vindecarea trupului lor prin credință, dar n-au primit mântuirea, n-au primit iertarea păcatelor, ci credința care îmbunătățește, dar nu mântuiește, este tare convenabilă și plăcută diavolului. Și de ce? Credința care îmbunătățește, dar nu mântuiește, e foarte înșelătoare pentru că dă bine. Credința care asta defectă. Credința care îmbunătățește, dar nu mântuiește, e înșelătoare pentru că arată bine și chiar primește miracole. Păi, eu nu mai mir absolut deloc, nu mă mir. Credința care îmbunătățește, dar nu te mântuiește, este foarte înșelătoare pentru că te duce și la preot, te duce la biserică, te duce la catedrală, te duce la casa de rugăciune, te duce la pastor, te duce într-un loc de religie, într-un loc de cult, te duce la oameni. Dar nu te mai duce înapoi la Iisus Hristos. Asta este credința care îmbunătățește, dar nu mântuiește. Acum, eu știu ceva despre cosmetică, pentru că soțioara mea este cosmetician. Știți cum este cosmetica? Știți cum este cosmetica? E foarte fain. E necesar. Dar știți, cosmetica are o singură problemă. Doar te îmbunătățește pentru câteva ceasuri. Te îmbunătățește, dar nu te mântuiește. Doar te îmbunătățește și pentru câteva ceasuri îți pui parfumuri, îți faci masaj facial sau, eu știu, masajul ăsta de care ai nevoie pentru cosmetică, pentru față, îți aplică farduri, îți acoperă toate gropițele, știi? Îți lucrează fața. De-aia arăt-o așa bine. Am glumit aici. Vă rog, asta să o scoateți din complex. Însă credit, este vorba de cosmetică. Cosmetica doar te îmbunătățește, dar nu te transformă. Exact asta era problema credinței lor. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos se întristează și spune n-au fost vindecați 10, dar ceilalți 9. Unde sunt? Vedeți? Credința care îmbunătățește, dar nu te mântuiește, este o credință defectă, dar în același timp este foarte periculoasă pentru că este înșelătoare. Credința care curăță trupul, dar nu și Duhul, este o credință foarte periculoasă, de care niciunul dintre noi nu avem nevoie și să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Hai să vă spun o chestiune care m-a învățat-o Domnul săptămâna trecută. Așa se explică faptul că mulți oameni, prin credință, sunt vindecați. Și să știți că nu trebuie să fii pocăit ca să fii vindecat. Nu trebuie să mergi la biserica baptistă sau penticostală sau la carismatici ca să fii vindecat. Să știți că în catolicism se petrec multe miracole. În ortodoxie există oameni vindecați. Însă există o singură problemă. Dacă ești doar vindecat fizic, dar nu ești și vindecat spiritual, ai încurcat-o, tot în ea te duci. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Haideți acum, în partea a doua a mesajului, să vedem cum este credința care mântuiește. Cum este credința care mântuiește? Vedeți, trebuie să vă dau o explicație teologică și biblică. Samariteanul ăsta, care fostul lepros, care s-a întors și i-a mulțumit Domnului Iisus Hristos, s-a întors, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit, era samaritean. Și auziți, cuvintele Domnului Iisus sunt atât de triste. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Fraților, am această obligație spirituală să vă fac această clarificare teologică. Samariteanul ăsta n-a fost mântuit prin
gestul mulțumirii. La prima vedere, s-ar putea să greșim și să zicem, oh, dacă îi spun îmi mulțumesc cu Iisus Hristos, mi s-au rezolvat problemele. Nu. Sunt mântuit? Nu. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Ridică-te, zice, și pleacă, credința ta te-a mântuit. Iisus Hristos întotdeauna are aceeași metodă de iertare a păcatelor. Prin credință și prin pocăință. Domnul nu mântuiește altfel decât are o singură metodă, credință și pocăință, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. În această seară, Dumnezeu vrea să ne dea nu doar credința care îmbunătățește, ci Domnul vrea să ne dea credința care și mântuiește, și, dar și îmbunătățește slavă lui Dumnezeu. Însă, mi s-a mai descoperit încă un lucru foarte important din textul acesta. Credința care mântuiește nu se mulțumește doar cu vindecare. Credința care mântuiește, credința mântuitoare, credința care îți iartă păcatele și salvează sufletul și Duhul de la iad, nu se mulțumește doar cu vindecare. Samariteanul ăsta a fost un lepros. Samariteanul n-a fost satisfăcut doar cu vindecare imediată. N-a fost un simplu oportunist care s-a bucurat atât de mult că Dumnezeu a făcut în viața lui o mare minune. Și într-adevăr, Iisus Hristos a făcut în viața lui un miracol extraordinar. Slavă lui Dumnezeu! Însă omul ăsta, tipul ăsta, este un om total special, pentru că samariteanul n-a fost satisfăcut doar cu vindecarea imediată. Și ce a făcut? S-a văzut vindecat. Așa spune Scriptura. Spune, când s-a văzut vindecat. Când s-a văzut vindecat. Știți ce a făcut? Omul acela, când s-a văzut vindecat, s-a întors la Iisus, slăvind pe Dumnezeu cu clas tare. Hai să vă spun în final, cum este credința care mântuiește? Credința care te salvează. Cum este credința care nu doar îți vindecă trupul, ci îți vindecă și Duhul? Ei, de credința aceasta toți avem nevoie aici în această seară. Amin. Fiți atenți. Numărul 1. Ce a făcut omul acesta? În primul rând, a recunoscut că a primit un miracol de la Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare și sper că nu vă supărați. Câți dintre dumneavoastră ați primit măcar un miracol de la Dumnezeu? Vă rog să ridicați o mână. Bine, puteți să ridicați și două. Amin. Slăviți să fie Domnul. Da? Slavă Domnului. Acum să vă spun, cei ce n-ați ridicat mâna, vă rog să nu vă neliniștiți. A făcut Domnul miracole și pentru dumneavoastră, dar nu știți. Amin. Serios. Pentru că Dumnezeu dă binecuvântare și peste bun și peste rău. Amin. Slăviți să fie Domnul. Însă omul acesta s-a văzut vindecat. Ei, ca să primești credința mântuitoare, trebuie neapărat să-ți vezi tare. Și trebuie neapărat să recunoști binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a dat. Majoritatea dintre noi ne-am pocăit de frica iadului. Majoritatea dintre noi, și aia nu e rău, că unii dintre noi avem nevoie, știi, să ne sperie Dumnezeu câteodată cu iadul. Majoritatea dintre noi ne-am pocăit atunci când eram la, sau unii, nu majoritatea, ne-am pocăit atunci când eram la greu. Însă omul ăsta, fostul lepros, nu s-a pocăit de frica iadului, și fostul lepros nu s-a pocăit nici când era bolnav și lepros, ci când s-a pocăit omul acesta și s-a întors la Iisus Hristos, când era foarte bine. Și ce ne spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 4, versetul 2? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Când locuiam în Emisfera Sudică, în urmă cu câțiva ani buni, în urmă cu 14 ani, am botezat acolo, în Melbourne, în Australia, am botezat o femeie din Oradea, o româncă. Îmi pare rău că nu mai știu cum o cheamă, dar poate că mi-aduc aminte. Și de la Oradea, împreună cu soțul ei și cu fetele ei, în final, s-au botezat și s-au pocăit și fiicele ei. Și la mărturisire, în fața bisericii, a spus, fraților, eu vreau să vă, când a intrat în apa botezului, a zis, eu vreau să vă mărturisesc de ce m-am pocăit. Și toți eram foarte curioși să auzim mărturia ei. Deci, eu mă pocăiesc în această seară și mă botez pentru că Domnul a fost foarte bun cu mine.
Exact așa s-a întâmplat cu fostul lepros. S-a pocăit și și-a predat viața lui Iisus Hristos tocmai pentru că Domnul a făcut o mare minune în viața lui. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Dar acum toți sau majoritatea s-a ridicat mâna că Dumnezeu a făcut măcar un miracol în viața noastră. Fii atent. Dacă ai ridicat mâna, trebuie să te pocăiești. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Amin. Slavă lui Dumnezeu. Vedeți? Omul acesta s-a întors, spune Scriptura. Asta este credința care nu doar te îmbunătățește, ci este credința care te și mântuiește. Și a văzut starea, zice, s-a văzut vindecat, dar pe urmă mai făcut încă un lucru care trebuie să-l facem fiecare dintre noi după ce primim binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că s-a întors și asta l-a salvat. Există un alt text în Ioan 20, când Maria Magdalena era în grădina mormântului și îl căuta pe Iisus Hristos. Și nu-l vedea. Și Iisus Hristos și-l viu erau lângă ea. Și la un moment dat spune Scriptura că s-a întors. Și când s-a întors, cine credeți că era în fața ei? Iisus cel viu. Iisus cel viu. În fața ei era Iisus cel viu. Când Domnului Iisus Hristos îi se face milă de noi și ne binecuvintează, noi trebuie să recunoaștem vindecarea pe care și binecuvântarea care ne-a dat-o în inimă și pe urmă trebuie să facem ca fostul lepros, trebuie să ne întoarcem. Și asta ne salvează pe fiecare dintre noi când hotărâm să ieșim din inerția noastră. Abia atunci ne întoarcem. Pentru că, deși Dumnezeu ne binecuvintează și ne vindecă chiar, unii suntem dispuși să rămânem în inerția noastră, însă trebuie să hotărâm să ieșim din inerția noastră, să ne întoarcem din nou spre Domnul Iisus, trebuie să hotărâm să ieșim din firea noastră, să ieșim din rutina noastră și să nu vă supărați, trebuie să învățăm să ieșim din nesimțirea noastră. Pentru că odată ce Dumnezeu ne-a binecuvântat, El ne binecuvintează cu scopul de a ne duce înspre El, înspre Sine, înspre pocăință, pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, gloria lui Dumnezeu, omul acesta s-a întors. S-a întors în sine însuși și s-a dus înapoi la Domnul nostru Iisus Hristos, a ieșit din mediocritate și a intrat în spiritualitate, pentru că așa se întâmplă când te duci de bună voie la Iisus Hristos cu scopul de a te închina, Domnul Iisus te ia din mediocritate și te duce în spiritualitate slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Știți cum am numit mesajul în această seară? L-am numit așa. Atitudinea determină altitudinea. Asta este o maximă. Atitudinea determină altitudinea. Și ce s-a întâmplat? În momentul când omul acesta a avut o atitudine reverențioasă față de Domnul Iisus. În momentul acesta, în momentul când omul s-a întors și a ieșit din preocupările sale imediate care ne sufocă. Preocupările imediate ne sufocă pe unii dintre noi care suntem aici în această seară și s-ar putea să te... că Dumnezeu te-a trimis în această seară, în locul acesta, tocmai ca să-ți tragă un semnal de alarmă, să ieși din preocupările tale imediate și să vezi dincolo de ceea ce se vede, că nu totul se termină sub 2 metri cub de pământ, ci că acolo se termină o fază a vieții tale și urmează faza finală a existenței tale, urmează veșnicia. Doamne, întură-te de noi! Însă omul acesta ne dă o lecție extraordinară. Atitudinea determină altitudinea. Dacă nu există o întoarcere a noastră spre Iisus Hristos, adică spre Dumnezeu, rămânem în mediocritate. Și ce înseamnă pocăință? Pocăința este o întoarcere. Când Dumnezeu are milă de mine și când Dumnezeu mă binecuvintează în fiecare zi, Dumnezeu dorește să mă întorc spre El, Dumnezeu dorește să mă duc la El, Dumnezeu dorește să fac încă un lucru. Pocăința este întoarcere. Însă știți ce a mai făcut omul acesta? S-a întors la Iisus, dar știți ce a făcut înainte de a ajunge la Domnul Iisus pe drum? Zice că l-a slăvit pe Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și zice cuvântul lui Dumnezeu, unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, a făcut un lucru interesant. Super. S-a întors, dar auziți, când s-a întors, a făcut o chestiune radicală. Spune, s-a întors slăvind
pe Dumnezeu cu glas tare. Amin. Am pregătit o cântare în această seară pe care vă rog să o ascultați. Este audio. Îmi pare rău că nu am video, dar am doar un audio CD. Și sper să reușească Andy să pună cântarea aceasta. Este cântată de Adriana Stoica. Vă rog să o ascultați cu atenție. Singurul lucru care a știut să-l facă a fost să se întoarcă înapoi la Domnul Iisus
Și Biblia spune că pe când se întorcea omul acesta înapoi, zice, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Știți, închinarea adevărată, fraților. Închinarea și închinătorul adevărat se manifestă. Amin. Amin. Să știți cum suntem unii dintre noi. Când venim la casa de rugăciune, parcă intrăm în cochilie. Domnul, și nu cumva să ne manifest. Categoric, dacă ne manifestăm, trebuie să ne manifestăm. De ce? Dar trebuie să învățăm, să îndrăsnim, să ne manifestăm și trebuie să îndrăsnim, să lăudăm pe Dumnezeu. Zice Scriptura, zice, îl slăvea pe Dumnezeu cu glas tare. Domnilor, când venim la casa lui Dumnezeu și cântăm, cântă cu glas tare. Dom'le, chiar dacă e cânt fals, dar cântă. Așa ca o nisip și ca de domnul. Dom'le, cântă, noi, dar cântă cu glas tare. Îi e avocat, dar îmi place că el cântă cu glas tare. Și asta este un lucru foarte important. Este fundamental să învățăm ce înseamnă închinarea adevărată față. Este fundamental să nu ne fie rușine cu decență, să ne manifestăm și să îl slăvim pe Dumnezeu cu glas tare. Și am mai făcut încă un lucru. S-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui Iisus Hristos și s-a închinat. Nu l-a interesat ce spune X, ce spune Y, ce spune soția, ce spune soț, ce spune prieten, ce spune cutare, ce spune cutare. Omul acesta era atât de încântat de miracolul care i-l-a dat Dumnezeu, încât el a hotărât să se întoarcă înapoi la Iisus Hristos și aia i-a salvat viața. Pentru că atunci când mă întorc la Iisus Hristos, îmi este în multe cazuri salvat trupul, dar sigur îmi este salvat sufletul, gloriei lui Dumnezeu. Închei spunând încă un lucru fundamental. Atitudinea determină altitudinea. Avem două variante plecând de aici în această seară, în această săptămână. Avem prima variantă, să trăim în continuare în mediocritate. Poți să trăiești, știi, ca și când te-ai îmbăiat azi dimineață sau la amiaz în suc de... Poți să pleci de aici în mediocritate. Poți să pleci de aici în mediocritate. Poți să pleci de aici cârcotaș. Poți să pleci de aici negativist. Poți să mă sfidezi pe mine. Poți să disprețuiești cuvântul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, poți să pleci exact așa cum ai venit. Însă fii atent. Pleci în mediocritate. Însă în această seară poți totuși să ai și cealaltă variantă, să schimbi atitudinea. Pentru că atitudinea, doamnelor și domnilor și frați și surori, determină în final altitudinea. Și dacă hotărăști să trăiești cu bucurie ca omul acesta, dacă hotărăști de azi înainte să te închini lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu mă întorc la Tine de azi înainte așa cum sunt, pentru că nu mai vreau să fiu doar acru, să fiu curcotaș, să caut numai negativul, să caut numai greșeala, Doamne, eu de astăzi îmi schimb atitudinea total. Și să mai spun încă ceva. Științific s-a demonstrat. Nu Biblie. Asta nu are nimic cu Biblia ce urmează să vă spun. Deși doar susține cuvântul lui Dumnezeu. S-a demonstrat științific că oamenii cu atitudine pozitivă dorm mai bine. Oamenii cu atitudine pozitivă și mănâncă mai bine. Oamenii cu atitudine pozitivă și se odihnesc mai bine. Iar cărcotașii n-au pace. Cârcotașii, până la urmă, tot o încurcă. Și nu mă refer la domnul ăla care a avut nenorocire. Dumnezeu să se îndure de el și de oamenii pe care i-a nenorocit. Dar când ai atitudine negativă, asta te va trimite în ea. Pentru că cei 9 leproși, cu atitudine lipsită, cu o credință lipsită de bun simț, cu cei 9 leproși, cu atitudine care s-a centrat și s-a egocentrat în ei, în final, au murit. Și s-a dus în iad. Omul acesta însă, pentru că a avut înțelepciune și a avut o credință plină de bun simț, s-a întors la Iisus, s-a închinat înaintea lui Iisus Hristos, pentru că a avut o altă atitudine. Oamenii care au atitudine pozitivă, oamenii care știu să se bucure de ceea ce au și să nu se întristeze de ceea ce n-au, spun statisticile că trăiesc și mai bine,
trăiesc și mai sănătos și trăiesc și mai longeviv. Slăvit să fie Domnul. Și am hotărât să am o atitudine pozitivă. În ciuda acrilor de lângă mine. În ciuda acriturilor de lângă mine. În ciuda negativiștilor, a cărcotașilor, a ciudoșilor, am hotărât să am atitudinea acestui fost lepros. Am hotărât să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă mi se pare că sunt fanatic, am hotărât să fiu bucuros și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care mi le dă în fiecare zi. Și în fiecare zi am hotărât să devin mai mulțumitor, am hotărât să devin mai optimist și vreau să devin un optimist cronic. Vreau să devin tot mai cronic în optimism. Vreau să devin tot mai cronic într-o credință care slăvește pe Iisus, care se întoarce la Iisus și care se închină numai Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vă chem în această seară, frați și surori și domnilor și domnilor. Vă chem la o credință pozitivă. Vă chem la o pocăință pozitivă. Unii dintre noi am înțeles greșit pocăința și ne-am procurat de nu știu de pe unde, din șanț, scăzut din Biblie. O pocăință negativă. O pocăință răutăcioasă. O pocăință urâtă. Care n-are nimic în comun cu Domnul Iisus Hristos. Mântuirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos este plină de bucurie. Amin. Mântuirea pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos este plină de nădejde. Amin. Mântuirea pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos este plină de perspectivă. Slăvit să fie Domnul. Vă chem la o viață de creștin pozitiv. Haideți acum să ne ridicăm și să încheiem slujba aceasta cu rugăciune. Să încheiem slujba aceasta cu mulțumire. Și vă duc încă o dată aminte că nu-i suficient doar să fii vindecat în trup. Noi nu avem nevoie doar de o credință care îmbunătățește. Noi avem nevoie de credința care mântuiește. Și în această seară te chem ca din credința asta pe care ți-a dat-o Dumnezeu să faci un pas mai sus. Să te întorci la Iisus. Să te închini și tu înaintea Lui și să te proșterni așa cum a făcut fostul lepros de acum vindecat. Și când a crezut în Iisus Hristos din toată puterea ființei Lui, Iisus Hristos a spus, ridică-te, du-te, ești mântuit. Domnul vrea să spună și ție adevărul acesta colosal. Adevărul acesta cosmic, adevărul acesta lui. Doamne Iisuse, primește rugăciunile noastre. Primește închinarea noastră. Iată-ne că prea des am avut o credință lipsită, Doamne, de recunoștință. Iată-ne, Doamne, că doar am zis mulțumesc, dar de fapt cu inima eram departe de Tine. Însă în această seară te rugăm, primește recunoștința noastră. În această seară, Doamne, ne întoarcem cu toți la Tine. În această seară nu mai vrem, Doamne, să facem ca cei nouă care au primit binecuvântarea și au tulit-o și au luat-o la fugă și au intrat din nou în lumea lor, în mediocritate și pe urmă au pierit. Și, Doamne, în această seară vrem să învățăm de la fostul lepros vindecat și ne întoarcem la Tine mulțumitori pentru toată bunătatea pe care ne-ai arătat-o. Și faptul că suntem aici în această seară și am venit pe picioarele noastre și suntem în sănătate este binecuvântarea Ta. Faptul că avem ochi, mâini, urechi și sunt sănătoase și auzim cu ele și mergem cu ele este binecuvântarea Ta. Faptul, Doamne, că în această seară ne-ai dat cuvântul Tău este favor din partea Ta. Și, Doamne, primim favorul acesta, primim cuvântul pe care ne l-ai dat și vrem să plecăm de aici, Doamne, plin de bucurie. Vrem să plecăm de aici cu o atitudine, Doamne, care este plăcută înaintea Ta, pentru că am învățat că atitudinea realmente determină altitudinea la care vom trăi. Și dacă avem o atitudine a credinței ferme, pozitive, dacă avem o atitudine de mulțumire, de respect, de tandrețe, de dragoste, vom începe să plutim și să trăim spre slava numelui Tău, vindecați, transformați și binecuvântați. La despărțire, călăuzește pe fiecare dintre noi. Și pentru că Tu ești un Dumnezeu care mântuiește, te rog în această seară, dă mântuire. Aici, în locul acesta, dă mântuire la cei ce au venit pentru prima oară. Doamne, deschide-le inima. Doamne, noi nu putem mântui, nu putem pocăi pe nimeni, dar Tu poți, Doamne. Și pentru că ai făcut atâta bine celor ce în această seară sunt aici la stânca
Te rog, Doamne, adu-le aminte că bunătatea Ta îndeamnă la pocăință. Și cei ce încă nu s-au întors la Tine, ajută-le să iese, Doamne, din tendințele lor, ajută-le să iese din fire, ajută-le să iese din ei înșiși, Doamne, și să pășească în Tine, în împărăția Ta, prin Duhul Tău cel Sfânt. Mai stăm încă câteva secunde în rugăciune. Poate că Domnul ți-a vorbit. Poate că ai venit aici necăjit, bosuflat, negativist. Aia nu-i voia lui Dumnezeu pentru tine, nici pentru prezentul tău, nici pentru viitorul tău. Voia lui Dumnezeu pentru tine este să începi să devii un închinător plin de bucurie. Voia lui Dumnezeu pentru tine este să te proștem la picioarele Domnului Iisus. Aia este cea mai uimitoare universitate de la picioarele lui Iisus Hristos. Și dacă vrei și tu, ca omul acesta vindecat, să te închini înaintea Domnului, dacă vrei să-ți dai viața Domnului, dacă vrei să fii mântuit, aș vrea în timp ce toți stăm în rugăciune, dacă tu vrei să fii iertat de păcatele tale, trebuie să-L primești pe Iisus Hristos în inima ta, Mântuitorul și Domnul tău. Și dacă vrei asta, dacă vrei pe Iisus Mântuitorul și Domnul tău, te rog acolo unde ești să ridici omul în sus. Este între tine și Dumnezeu. Amin. Slavă Domnului. Mulțumesc, am văzut. Dacă mai există cineva. Doamne, slavă Ție. Amin. Tu ești un Dumnezeu al vieții și Tu ești un Dumnezeu al bucuriei. Și mulțumesc, Doamne, că Tu încă mântuiești. Amin. Suntem încântați de harul acesta. La despărțire, călăuzește. Iar cei ce au ridicat o mână spre Tine, Doamne, umple-i cu bucuria Ta. Umple-i cu puterea Duhului Tău și-L Sfânt. Călăuzește-i, crește-i, răspunde rugăciunilor lor și mulțumesc, Doamne, că vor pleca și ei de aici plini de Tine, plini de har și cu atitudine pozitivă. Pentru că Tu le-ai iertat păcatele prin sângele Tău. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt, să rămână în adunare, să rămână în noi toți, să rămână în toți cei ce suntem prezenți aici și, Doamne, călăuzește-ne cu harul Tău în săptămâna în care am intrat și mulțumesc că niciun lucru rău nu se întâmplă celor ce au îngenunchiat și s-au închinat la picioarele Tale. Glorie Ție, Tată, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin.